În luna ianuarie a acestui an, parcul de utilaje al primăriei Comunei Peștișumic a fost distrus de un incendiu. În niciun an de la nefericitul incident, reprezentanții primăriei au reușit să refacă acest parc de utilaje. Practic am reușit să refacem tot parcul de. Utilaje, așa cum bine știți, în ianuarie anul acesta am avut un nefericit eveniment cu un incendiu la Hala de Utilaje și au fost distruse toate utilajele primăriei. Am depus eforturi susținute împreună cu echipa din primărie să reușim ca într-un timp. Nu scurt, foarte scurt, să refacem tot parcul de, de utilaje pentru a putea veni în sprijinul cetățenilor în continuare și a nu duce lipsa acestor utilaje. Eu cred că într-un an de zile, mai puțin de un an de zile, faptul că am reușit să refacem tot parcul de, de utilaje este un mare, un mare plus fără să lăsăm deoparte alte preocupări vis-a-vis -vis de dezvoltarea comunei. Chiar marți 22 noiembrie a sosit la primăria Peștișumi cu un buldo excavator, după ce anterior fusese achiziționat un tractor. În plus, pe fonduri europene, în zilele următoare va fi cumpărată și o autoutilitară de 3 tone și jumătate. Da, este vorba de un buldo excavator. Cu puțin timp în urmă am achiziționat și un tractor. Urmează, cred că mâine vom face achiziția și pentru o autoutilitară pe fonduri europene. Deci, practic, de săptămâna viitoare vom mai avea în plus față de ceea ce am avut și o autoutilitară de 3,5 tone, cu care, practic, putem să acoperim toate nevoile și să putem rezolva probleme care înainte nu puteau fi rezolvate. Buldo excavatorul și tractorul achiziționate de primăria Comunei Hunedorene Peștișumic au beneficiat de finanțare guvernamentală, dar și de fonduri de la bugetul local. Sursa de finanțare a utilajelor achiziționate până în prezent, pot să vă spun că cea mai mare parte din bani a venit de la Guvernul României, pe rectificarea de, de buget și restul sunt economii care le-am făcut la bugetul local și cu care am suplimentat acolo unde a fost nevoie pentru a putea achiziționa tot ce a fost nevoie din punctul ăsta de vedere. Comuna Peștișumic, una cu o populație de circa 1200 de locuitori, are în componență 9 sate, unele dintre ele la o distanță apreciabilă de așezarea de reședință și are o suprafață mare de peste 52 de kilometri pătrați.